Românii sunt îngenuchiați de scumpiri în prag de sărbători. Dacă în noiembrie un coș de cumpărături ajungea la 170 de lei, luna aceasta ar putea trece de 200 de lei. Acum prețul unui kilogram de carne de porc este aproximativ 25 de lei, dar la sfârșitul lunii prețul ar putea sări chiar de 30 de lei. Scumpiri sunt așteptate și la ulei, la lactate, dar și la alte produse de bază. Iuliana Damian vine în direct chiar acum cu toate informațiile. Iuliana, cât vom ajunge să plătim? Bun găsit! Vom plăti tot mai mult, cel puțin pentru produsele de bază. Vom simți măriri de prețuri în această lună, pentru că decembrie vine cu noi scumpiri la aceste produse de bază, în special la carnea de porc, ulei, dar și la lactate. În aceste momente, carnea de porc se vinde cu circa 25 de lei kilogramul, însă undeva la sfârșitul lunii specialiștii spun că vom ajunge să plătim mai bine de 30 de lei pentru un kilogram de carne de porc. De asemenea, uleiul se va scumpi, va trece de 18 lei, iar lactatele se vor scumpi cu circa 2 lei. Analiștii spun că prețurile vor crește cu circa 15% în această lună, în luna decembrie, în special la produsele de bază, care de altfel sunt și cele mai căutate în această perioadă. Dacă luna trecută, coșul unui român cu produse de bază era undeva la 170 de lei. Ei bine, luna aceasta, coșul de cumpărături cu produse de bază trece de 200 de lei. Iar ca să vă dați seama de scumpirile din ultima perioadă, vă spun doar că în primăvară coșul de cumpărături era undeva la 150 de lei în luna mai. Și iată că acum, în luna decembrie, la finalul anului, ajungem să plătim mai bine de 200 de lei pentru produsele de strictă necesitate. Vor fi însă scumpiri și la alte produse. Vom vedea în magazine, pe rafturi, prețuri din ce în ce mai mari.